La Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Tulcea a avut loc aseară concertul caritabil de cântece și pricesne specifice postului mare Iată Mirele Vine. Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări muzical-artistice și filantropice desfășurate în perioada postului mare în mai multe parohii din județul Tulcea. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Episcop Visarion. Concertul caritabil a fost organizat de Seminarul Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea în colaborare cu Episcopia Tulcii, Inspectoratul Școlar Județean și Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae. Au interpretat cântări prepascale grupul minicoral misionar al Episcopiei Tulcii, corul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Casian și solista Elena Lazăr de la Liceul de Arte George Georgescu din Tulcea. Am trăit cu adevărat o seară minunată în Catedrala noastră Episcopală Sfântul Nicolae din Tulcea, prin acest concert prepascal pe care ni l-au oferit elevii seminarului nostru teologic și în același timp am simțit cu toții că ne aflăm în această perioadă sfântă și binecuvântată a postului mare, o perioadă în care suntem îndemnați la post, la asceză, la rugăciune și în același timp la milostenie pentru ca postul nostru și jertfa noastră să fie bine plăcută înaintea lui Dumnezeu cel întreime închinat. Frumoasele cântări și rostirile din seara aceasta ne-au transportat și pe noi în vremea aceea în care Mântuitorul Hristos a pătimit pentru noi și pentru a noastră mântuire și ne îndeamnă și pe noi în aceste sfinte zile în care ne aflăm, având în vedere că suntem în săptămâna florilor și urmează săptămâna mare, să fim alături de Mântuitorul Iisus Hristos, să purtăm și noi împreună cu Simon Cireneul în chip tainic crucea Mântuitorului, pentru ca Mântuitorul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Seara a fost îmbogățită de prezentarea unei meditații duhovnicești despre post, pocăință, rugăciune și milostenie. Prin cântările interpretate de cele două formații corale în această seară, am încercat să transmitem în sufletele credincioșilor atmosfera premergătoare săptămânii patimilor. Miluiește-mă, Dumnezeule, către Tine, Doamne, cămara Ta, aceste piese ne aduc în sufletele noastre pe Mântuitorul Iisus Hristos care se apropie de patima sa. Seminarul Teologic Sfântul Ioan Casian din Tulcea organizează de două ori pe an evenimente caritabile în cele două mari posturi ale creștinătății ortodoxe, în postul Crăciunului, concertul de colinde, și în postul pascal, acest concert prin care încercăm să îndulcim duhovnicește asprimea postului prin cântările specifice momentului postului pentru a întâmpina, cum se cuvine, evenimentul floriilor care urmează peste câteva zile. În cadrul evenimentului au fost făcute donații pentru susținerea copiilor cu o situație materială modestă, înscriși la grădinița Sfântul Nichita Romanul, ce funcționează sub tutela Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea. Grădinița Sfântul Nichita Romanul are în componență trei grupe de preșcolari. Printre preșcolarii care frecventează cursurile grădiniței se află și copii mai puțin norocoși care au nevoie de ajutorul nostru. În acest scop s-a organizat un concert caritabil de către Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Casian Tulcea pentru a-i ajuta și a le face aceste sărbători de înviere mai bune, mai fericite.